Te salut, națiune, și îți urez bine venit la un nou clip și vorbim din nou despre casa Ted Lapidus, însă de data aceasta vorbim despre Black Soul, un parfum foarte interesant, un parfum care mie personal îmi place, un parfum pe care de altfel îl și recomand încă de la bun început, asta mai ales în condițiile în care te afli în căutarea unui parfum pentru sezoanele mai răcoroase sau mai reci. Ăsta este un parfum apărut în 2009, iar parfumierul din spatele său este Alexandra Carlin și este un parfum care se adresează unui tip de consumator mai matur, unui consumator care are nevoie de un astfel de produs pentru temperaturi mai scăzute, un consumator mai sobru, un consumator care, hai să spunem, se îmbracă un pic mai elegant, nu neapărat strict casual, un parfum cu o compoziție foarte interesantă de asemenea și un parfum cu o performanță foarte bună de asemenea, ceea ce mi se pare absolut ridicol să mai pomenesc eu vreodată în vreun clip de-al meu când vorbesc despre casa Ted Lapidus. Casa asta pur și simplu face parfumuri performante, cel puțin la nivelul pielii mele, n-am întâlnit creație de la Ted Lapidus care să nu performeze. Indiferent că vorbim de longevitate, indiferent că vorbim de proiecție. Toate au fost scrâncene. Însă, o să fac o mică precizare înainte de a începe propriu-zis să discutăm despre parfum. Mie parfumul ăsta îmi trezește anumite similitudini, rețineți, anumite similitudini cu o altă creație de la Ted Lapidus și este vorba despre Altamir. Îmi seamănă într-o oarecare măsură cu Altamir de la Ted Lapidus. Un parfum pe care l-am deținut foarte mulți ani în colecție, dar pe care l-am vândut între timp și sincer să fiu, îmi pare rău acum că l-am vândut pentru simplu faptul că nu prea îl mai găsesc pe nicăieri ca să-l reachiziționez. Ăla era un parfum absolut excelent pentru iarnă, de exemplu, dar hai să zicem, ăsta ar fi substituentul. Hai să vorbim despre compoziția lui Black Soul. Atenție, există mai multe variante de Black Soul. Există Black Soul Imperial, Black Soul Extreme, dacă nu mă înșel. În fine, avem notele de vârf. Mentă, cardamom, neroli și bergamotă. În notele de inimă avem scorțișoară, rășin, șofran. Iar în notele de bază avem balsam de tolu, lemn de goiac, cedru și mosc. Deci o compoziție preponderent, hai să zicem, lemnos condimentată, dacă vreți, cu mici infuzii pe aici pe acolo de elemente care, hai să zicem, atâță într-o oarecare măsură compoziția, o deschid un pic, dacă vreți, nu o lasă să fie foarte întunecată. Parfumul ăsta, ca și senzație generală, dacă vreți, este un parfum de tip balsamic. În primul și în primul rând, îți va transmite senzația asta din plin, încă de la momentul primei aplicări. Sau cel puțin asta se petrece pe pielea mea, unde eu experimentez, unde testez și unde, desigur, port parfumurile pe care le cumpăr. Însă aspectul general este de parfum balsamic. Mai mult decât atât, nu se rezumă doar la acest aspect. Propriu-zis, creează un norișor în jurul tău, al purtătorului, în momentul în care îl aplici și îl porți. Creează un norișor absolut excelent, din punctul meu de vedere, care se și propagă destul de bine de jur împrejur. Un parfum cu o deschidere foarte interesantă, în care elementul central, din punctul meu de vedere, este nota de mentă, în primul și în primul rând. Nota asta de mentă, însă, nu este o notă de mentă pe care o întâlnim în restul compozițiilor care o conțin. Ea are rolul doar de a ascuți puțin deschiderea, de a ascuți și de a face, dacă vreți, revigorantă această deschidere. Mai ales că este însoțită și de nota aia de neroli și de nota de bergamotă. Deopotrivă, ai și o notă de cardamom acolo, care însă, din fericire de data aceasta pentru mine, nu se resimte fantastic de puternic, dacă vreți. Nu iese foarte mult în față. Nu într-atât încât să acapareze compoziția sau să deturneze toată deschiderea asta, hai să zicem, fresh, formată din neroli, bergamotă și, desigur, nota de mentă. Un aspect foarte răcoritor, un aspect foarte revigorant, deopotrivă, și proaspăt, dacă vreți, dar ulterior, din spate, vin, hai să zicem, elementele cu adevărat interesante și importante din acest parfum. Și în primul rând vorbim despre nota de scorțișoară,
combinată cu o notă de șofran foarte interesantă și foarte frumoasă deopotrivă, dar de asemenea avem și niște rășini acolo, rășini lemnoase, iar nota aia de cardamom, care în deschidere stă oarecum, hai să spunem, inexpectativă, în substrat, începe să răsară un pic mai mult de data aceasta în inima parfumului, combinându-se cu celelalte elemente de tip condimentat. Parfumul devine foarte matur, dintr-o dată, dacă vreți, se întunecă, asta ar fi cea mai bună descriere, se întunecă dintr-o dată, devine foarte sobru, subit, în momentul în care intervin notele din inima parfumului, dar combinația aia dintre șofran și scurțișoară este absolut senzațională, este absolut delicioasă, aș putea să spun, mai ales că ambele vin cu, între ghilimele, dulceața aia lor specifică. Ceea ce fac parfumul să capete și o ușoară tentă de tip gurmand, din punctul ăsta de vedere. Ușor gurmand, nu exagerat. Iar ulterior vine, dacă vreți, deși la nivelul pielii mele eu resimt nota asta cam încă din primele momente și mă refer, desigur, la nota de balsam de tolu. Pentru că, așa cum am zis, parfumul este balsamic, de la început și până la sfârșit. Însă, iese foarte puternic în fața această notă de balsam de tolu, urmată îndeaproape de niște combinații fabulos de frumoase din punctul meu de vedere, dintre lemnul de guaiac și lemnul de cedru. Zic cei de la Ted Lapidus că au folosit cedru chinezesc, în fine. Drept urmare, combinația este absolut superbă. Pentru iubitorii de parfumuri lemnoase, așa cum sunt eu, de exemplu, pentru care sunt preferatele mele întotdeauna, parfumul ăsta este absolut încântător. Din punct de vedere olfactiv, din punct de vedere al tonurilor lemnoase, nota de cedru din acest Ted Lapidus Black Soul, dar și nota de lemn de guaiac, sunt absolut superbe. Îndeosebi nota de cedru. Dar mai avem și niște mosc acolo care vine să aerisească un pic ca să nu lase parfumul să se întunece prea tare. Denumirea parfumului de Black Soul nu este întâmplătoare, sincer să fiu. Adică suflet negru sau suflet întunecat, cum vreți voi să ziceți. Zic eu, este foarte bine aleasă și reprezintă foarte bine sentimentul general pe care ți-l transmite parfumul, deși nu de la început. La început ești ferm convins că parfumul ăsta este mai degrabă un parfum fresh, un parfum de tip răcoritor, un parfum de tip, nu știu, fructat floral, dacă vreți, și aia pentru că avem nota de neroli și nota de bergamotă, însă ulterior se întunecă și se întunecă radical. Ai acolo elementele alea, hai să zicem, de răcorire și de aerisire, cum este menta, cum este neroli, cum este bergamota și, în mod deosebit, nota de mosc, dar în rest ai doar elemente întunecate, elemente grele, în primul și în primul rând, elemente cu personalitate, elemente individuale în compoziție pe care le poți identifica, iar eu apreciez întotdeauna parfumurile în care notele din compoziție au individualitate, au personalitate proprie, pentru că mă interesează să resimt notele respective, nu doar un simplu melanj, un haos organizat, creat de parfumier. Iar parfumul, din punctul meu de vedere, reușește perfect să-și atingă, dacă vreți, etichetarea sau denumirea de Black Soul. Pentru că exact ăsta este sentimentul pe care îl ai. De parfum întunecat, de parfum, hai să zicem, oarecum gotic, nu m-aș duce chiar într-atât de mult, pentru că nu este de nivelul lui Laudano Nero, de exemplu, de la Tiziana Terenzi. Exclus din start. Laudano Nero este simbolul întunecimii în materie de parfumuri bărbătești pentru mine. Pentru alții s-ar putea să nu fie, dar pentru mine, Laudano Nero de la Tiziana Terenzi rămâne cel mai întunecat parfum cu putință și spectaculos din punct de vedere al compoziției și al comportamentului acelei compoziții la nivelul pielii mele, dar cu toate acestea Black Soul nu este un parfum care trebuie neglijat, mai ales datorită prețului de achiziție, pentru că în momentul de față o sticlă de 100 ml o cumperi undeva în zona de 130-150 de lei, ceva de genul ăsta, lucru foarte important și deloc de neglijat de către consumator. Un parfum pretabil, însă, așa cum am zis, pentru temperaturi scăzute, mai degrabă scăzute decât, hai să zicem, zilele
moderate ca temperatură de primăvară-toamnă, un parfum mai degrabă pentru un consumator de tip matur, care poate să aprecieze ceea ce îți oferă acest parfum din punct de vedere olfactiv, ceea ce îți oferă din punct de vedere al scenariilor de purtare și al modului în care te poartă oarecum într-o călătorie olfactivă. Un parfum care are o performanță de asemenea foarte bună. La nivelul pielii mele, parfumul ăsta stă lejer, dar lejer, 14 ore ca și longevitate. Repet, n-am întâlnit parfum de la Ted Lapidus care să mă dezamăgească vreodată în materie de performanță. Din punct de vedere al proiecției, parfumul, îndrăznesc să spun însă că nu este un parfum de tip monstruos, așa cum s-ar aștepta probabil foarte mulți cunoscători ai acestei case și obișnuiți cu parfumurile pe care această casă le face. Din contră, proiectează foarte bine, să ne înțelegem foarte clar, în primele 2 ceasuri proiectează foarte bine parfumul, dar nu la nivel monstruos, așa cum o face Ted Lapidus Purom, de exemplu, sau Purom Sport, sau orice altceva de la această casă. După care am parte de o proiecție de tip moderat, de lungă durată. Ce înseamnă lungă durată? Păi înseamnă undeva în zona de 5, chiar 6 ore. Iar ulterior am parte de o proiecție de tip slab, de aproximativ încă un ceas. Iar până la sfârșitul purtării, acest parfum continuă să transmită adieri pe parcursul purtării. Propriu-zis, nu devine niciodată un parfum la nivelul pielii, din ceea ce am observat eu. Și asta datorită caracterului său balsamic extrem de pronunțat, dar nu unecăcios. Ar fi trebuit să fac precizarea asta, deși este un parfum de tip balsamic, nu este genul ăla de balsamic înnecăcios, așa cum mai poți întâlni în multe alte parfumuri de la alți creatori, care au tendința să te sufoce, să nu te mai lase să respiri. Nu, ăsta este foarte bine echilibrat din punctul meu de vedere, atât ca și compoziție, cât și ca miros, cât și ca desfășurare, ca performanță. Și mai mult decât atât, reușește să se facă remarcat în sens pozitiv de data aceasta, chiar dacă parfumurile de tip balsamic nu sunt niște parfumuri foarte apreciate, cel puțin nu în ziua de astăzi, în materie de parfumerie bărbătească și nu numai. Mie personal îmi place, mai ales că este un parfum pe care îl consider a fi un parfum mai degrabă elegant, un parfum sofisticat, nu este un parfum liniar, este un parfum care te înșală un pic în deschidere, crezând că ai parte de totul și totul altceva. Este un parfum care merge foarte bine asortat din punctul meu de vedere la o ținută, hai să zicem, business casual și o ținută formală, implicit o ținută de gală, de evenimente formale, oficiale și așa mai departe, o ținută asortată cu un cetățean matur. Și când zic matur, mă refer în primul rând la experiența cu astfel de produse și în al doilea rând la vârsta din buletin. Și dacă e să vorbim despre vârstă, sincer să fiu, ăsta este un parfum excelent pentru cetățeni 35 de ani plus. Sincer. Sincer. Eu acolo îl văd cel mai bine a fi purtat. Nu înseamnă asta că dacă ești un consumator tânăr, nu poți să-l încerci și nu poate să-ți placă și nu poți să-l porți. Nu, absolut deloc. Aia depinde strict de preferința ta, însă dacă ne raportăm la ceea ce se vinde și ceea ce se fabrică în ziua de astăzi, consumatorii mai tineri sunt preocupați de parfumurile de tip bombe dulci, sintetice, artificiale, nici într-un caz de parfumuri de genul ăsta, mai clasice, să zicem, mai elegante un pic, mai sofisticate din punct de vedere al compoziției și al mirosului. Un parfum ieftin, așa cum am zis, accesibil pentru absolut toată lumea. Recomandarea mea rămâne, dacă aveți posibilitatea, îl descoperiți printr-o parfumerie sau pe undeva, să-l încercați, să-l testați, să vedeți cum se comportă pe pielea voastră ca miros, în primul și în primul rând ca miros și în al doilea rând ca performanță. Eu tot ce pot să vă ofer în clipurile mele este informația bazată pe utilizarea mea. Nimic mai mult. Utilizare pe pielea mea. Dar, pentru că suntem indivizi diferiți, rezultatele pot diferi de la o persoană la cealaltă. De-aia zic, nu cumpărați orbește, testați înainte dacă aveți posibilitatea. Cumpărați-vă un eșantion de 1 ml, de 5, de 10, de 15, de cât găsiți
și vedeți dacă vă place, iar în momentul în care considerați că merită să-l achiziționați sau merită să nu-l achiziționați, atunci știți ce aveți de făcut. Banii vă aparțin, decizia vă aparține exclusiv vouă. Ăsta este Ted Lapidus Black Soul, un parfum cu adevărat negru, misterios, elegant deopotrivă, matur, sobru și sofisticat. Un parfum care primește recomandare din partea mea, un parfum de la o casă care mie îmi place foarte mult și de la care am deținut și dețin destule parfumuri, o casă subapreciată, din păcate, dar care produce niște lucruri foarte, foarte interesante. Cam atât am eu de zis, ne vedem data viitoare, națiune. Până atunci, îți mulțumesc ca întotdeauna pentru timpul acordat și dăm voie să-ți urez toate cele bune. Numai bine!